Uite, v-am găsit, sunt în Estonia, așa cum scrie pe restaurantul ăla, la Tallinn. Nume danez, Dalin, așa se numea inițial, înseamnă oraș danez, pentru că ei au fost primii cuceritori. Orașul e medieval și evident peste ce credeți că am dat în Tallinn, peste cea mai veche farmacie care există în Europa, 1422 scrie pe peretele ăla. 300 de ani a funcționat neîntrerupt, 10 generații de farmaciști. Numai că nevul mediu să fii farmacist nu însemna doar să vinzi poțiuni, leacuri sau ierburi. Însemna să vinzi vin, să vinzi textile, pietre prețioase din care se făceau bijuterii sau făcute pudră, praf, să vinda ametist pentru ciumă bubonică sau safir ca să trateze alcoolismul. Am găsit inclusiv copite de cai morți. Se transformau copitele astea în praf pentru fertilitate. Cel puțin așa credeau în evul mediu. Sunt în piața centrală, locul unde se desfășurau execuțiile. Ultima execuție a avut loc aici, în piață, la 1695. Un nobil a ucis o hangiță pentru că a îndrăznit nefericita să-i aducă o bere caldă. Și pentru crima asta i-au tăiat capul. Și de atunci puteți fi siguri că berea este rece aici la Tallinn. Eu la un pahar de apă și o cafea. În Estonia sunt 1,5 milioane de locuitori, 400.000 doar în Tallinn, iar ceea ce vedeți aici sunt turiști, mai bine de 1 milion pe an. Din vasele de croazieră care ajung zilnic aici în port la Tallinn, astăzi sunt 1, 2, 3, 4, coboară între 12 și 15.000 de turiști, care lasă în Tallinn în fiecare zi mai bine de 500.000 de euro.